scuze că pentru momentul să stau cu spatele la dumneavoastră. Așa cum am spus încă de la bun început, e foarte greu să vorbesc. Mă simt deosebit de onorată și în același timp profund emoționată, pentru că astăzi mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Însă, în ciuda tuturor emoțiilor pe care le am, vă spun cu toată sinceritatea posibilă că mă bucur să vă pot privi sincer în ochi pe toți. Pentru că, în ciuda tuturor confruntări, provocări pe care le-am întâmpinat în cei 3 ani și jumătate, mi-am menținut concentrarea, am făcut progrese și sunt sigură că fiecare cetățean din această comunitate a noastră știe că sunt astăzi aici pentru că am luptat să ajung astăzi aici. În 2020, când am intrat, așa știți foarte bine cum am spus eu, pe turnantă, cred că am făcut un moment frumos și sunt sigură că dumneavoastră, cetățeanii mei din comunitatea noastră, din Nicăiești, știți că mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, alături de colegii mei din administrație. Suntem aici pentru dumneavoastră și tot ceea ce facem, facem în beneficiul dumneavoastră și al comunității. O vorbă înțeleaptă spune că noi nu moștenim pământul din strămoși, de la strămoși, ci îl împrumutăm de la copiii noștri. Suntem respectuoși față de trecut, însă tot ceea ce facem astăzi, facem pentru viitor, pentru dumneavoastră, pentru copiii noștri. Sunt sigură că lucrul care m-a determinat să rămân astăzi aici și să merg în continuare pe acest drum a fost dragostea pentru locul unde am rădăcinile. Mai am foarte mult de lucru, să știți, la Mihăiești și sper să continui pe acest drum cu aceeași ambiție, normalitate, demnitate și inițiativă cu care am pornit încă din 2020. Însă, aș vrea ca astăzi să las faptele în locul vorbelor. Și vreau să vă invit pe toți ca pentru un scurt moment să urmărim un clip cu unele dintre proiectele pe care le-am realizat în cei 3 ani și jumătate, doar o parte din ele. Pentru că dacă ar fi să vi le expun pe toate, ne-ar trebui cel puțin același timp până pe data de 9 iunie ca să le pot să le aduc în prim plan. Colegii mei, vă rog, ajutați-mă!